Cel mai important meci amical din această perioadă al echipelor din zona Mușcel este programată să se disputa miercuri pe stadionul din Comuna Dragoslavele. Echipa din Liga 3 a Mușcelul Câmpul patronată de doctorul Claudiu Ciolan, va întâlni pe Dinamo București, ocupanta locului 8 în Liga 2, echipă pregătită de Ovidiu Burcă. Bucureștenii vin după o serie de trei meciuri amicale disputate în această perioadă în care au obținut o victorie și au remizat de două ori, iar Mușcelul Câmpul a remizat cu concitadina din Aroscor 3 la 3, meci în care jucătorii testați au dat randamentul dorit și au fost opriți în lot urmând să fie prezentat săptămâna viitoare într-o conferință de presă. Mușcelul Câmpulung Dinamo București se va juca miercuri de la ora 14 la Dragoslavele pe Bijuteria Mușcelului în materie de bază sportivă.